care mă obsedează și pe care vreau să vă adresez cu riscul de a vă ridica de pe scaun să plecați din acest studio de televiziune. Dumneavoastră, de ce nu sunteți securist, domnule profesor Teofil Lung? De ce nu? Nu sunteți securist. Știrea este cine nu este securist, nu cine este securist. S-a de mulți încât... Da. Păi, trebuie să te vrea sistemul. Așa. Și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă aș fi fost în sistemul respectiv, aș fi fost un securist român pentru România, că eu așa văd rolul acestui sistem, care este absolut obligatoriu să-l ai în orice țară și cu cât este mai performant pentru poporul respectiv, cu atât țara respectivă este mai sigură. O duce mai bine. Este mai sigură. Și e mai sigură, corect. Și e mai sigură. Așa că să nu o ducem în derizoriu ideea asta de securist, pentru că ea poate să aibă foarte multe conotații. Să o luăm ceea ce este, ce semnifică ideea de securist și să spunem că da, ne-am dorit și ne dorim să avem un sistem de securitate intern și extern de mare performanță care să poată să rivalizeze cu toate sistemele de gen din lume, pentru că de când există omenirea, întotdeauna, sub o formă sau alta, aceste sisteme, sau mă rog, aceste forme de supraveghere au existat. Pentru că nu se poate ca un trib, nu contează, pornim de la triburi și până la marile imperii, să nu se bazeze pe observația, pe informații, și pe informații și pe... despre vecini, despre interiorul familiei lui, a tribului și așa mai departe, a nației și așa mai departe. Prin urmare, eu îi salut pe cei care fac aceste gesturi profesional și cu scopul de a-și proteja poporul care îi plătește și care așteaptă de la ei lucruri mărețe. Dar e foarte interesant că ați spus că dacă aș fi fost în sistem, aș fi fost un securist român, dar sistemul nu m-a vrut. Asta presupune că sistemul nu are nevoie de securiști români. Asta înseamnă că... E logic ce spun? Că există momente când sistemele respective pot fi penetrate, cred că ăsta este cuvântul, penetrate de alte sisteme mai puternice și cu alte interese. Este situația noastră de acum? Nu mă întrebați, că nu vreau să mă duceți în teritoriul ăsta care nu mi-aparține, dar cred că da. Asta vedem din situația în care se află România? Eu am senzația din tot ce se desfășoară în România la ora actuală, că foarte multe gesturi nu ne aparțin și nu ne sunt favorabile, foarte multe dintre ele. Aveți idee, domnule profesor, care ar fi targetul final al acestei lupte care se duce cu sistem național de securitate penetrat de servicii mai puternice? Unde ne ducem dacă tot se întâmplă lucrurile astea? Adică ce se vrea în final? Păi puteți? Ce... Puteți? Da. mă puneți în situația analistului atotștiutor și știu multe, dar nu vreau să vorbesc despre ele. Pot să vă dau o variantă? Pentru că nu sunt în profesie și nici nu... Pot să vă dau o variantă? Da. Eu intuiesc cu mintea mea că se vrea dezintegrarea nației esteia. Noastră, care aveți o experiență de viață mult mai mare, puteți să confirmați sau să infirmați tâmpenia de-am spus-o mai devreme. Nu este o tâmpenie, este aproape o realitate. Deci dezintegrarea nației astea. Este aproape o realitate și cred că tot ce se face și se vorbește în plan public, dar mai abitir în subteran, conduce spre ideea de, iată, suntem la centenar de unire. Corect. Și s-ar putea ca să vorbim de dezunire, ca să folosesc un cuvânt. Adică e posibil ca eu în Muntenia să am pașaport diferit de al dumneavoastră de la Cluj? E posibil ca să veniți la mine la Cluj cu un pașaport.